Strada Vladimirescu din Durlești, marginea municipiului Chișinău. Oamenii ăștia strâng gunoiul, dar nu știu cum îl strâng, curge totul din urma lor și e o putoare înfiorătoare. Se pare că mașina asta nu e etanș și curge din ea toată mâzga, care nu doar puturoasă e, dar probabil și infectă. Transformă în praf și după aceea intră în plămânii noștri și prin nas, prin gură, intră și în stomac. Și ne mirăm de unde apar infecții, dizenterii. Curge tot din mașina asta. Cine le-a dat voie să facă așa servicii infecte și puturoase? Primăria Chișinău sau primăria Durlești? Unul vrea să se răzbirească. De ce? Și frate ești tu. De ce? Așa, dacă faci probleme, nu probleme nu faci. Eu merg pe strada Tudor Vladimirescu și pute de la gunoiul vostru, frate, care curge pe stradă. Aici e gunoi. Dar de ce curge din mașină? Asta întrebă tu la șef. Păi asta nici nu m-au reproșat vouă. Pe și în stradă și pe și locuiesc. De ce? Vrei să vii să mă hărțuiești sau știi? Nu, să venim așa că să vorbim cu tine normal. Nu, nu, eu nu locuiesc în Durlești, dar merg pe aici și pute de Doamne ferește. Și mă tem că nu-i nici sănătos. Dar tu te speli normal că nu pute la tine. Mă spel, da. De la tine pute. Poate de la tine pute, ia uite cum arăt. Poate de la tine pute. Măcar ești. Asta pentru insult ar putea să plătești o amendă și atunci nu șeful. Nu șeful tău e vinovat, dar tu, personal. Servicii publice de la Durlești.